Frank Rose, adjunctul secretarului de stat pentru politica spațială și de apărare, a declarat miercuri la București că SUA va aloca bani pentru finalizarea bazei militare de la Deveselu în 2015. Va continua finanțarea pentru a termina lucrările la baza de Veselu. Majoritatea achizițiilor pentru echipamente au fost deja aprobate de Congres. Ne încadrăm în buget și suntem în grafic, astfel încât de Veselu să devină operațională în 2015, a precizat diplomatul american. Proiectul de buget al SUA pentru anul 2015 include și bani pentru a continua dezvoltarea interceptorilor, inclusiv a celor care vor fi amplasați în România. Într-o perioadă de constrângeri bugetare în Statele Unite ale Americii, faptul că alocăm 8,5 miliarde de dolari în bugetul pe 2015 este un semn clar al importanței pe care Statele Unite o acordă apărării antirachetă, inclusiv din România și Polonia, a mai spus adjunctul secretarului de stat. Scutul de la Deveselu va fi funcțional din 2015 și presupune amplasarea 24 de rachete sol-aer de ultimă generație. Dispozitivele costă peste 1 miliard de dolari și vor avea rolul de a intercepta eventualele atacuri venite din țări inamice.